Uite 5 aplicații care au fost populare în vremea copilăriei noastre. Winamp era un player multimedia folosit în special pentru a reda imensa colecție de muzică de pe hard disk. Fun fact, țin minte cum se lăuda la mine un copil din parc că el are acasă 30 de GB de muzică pe hard disk. Pe vremea aia cine avea hard de 80 de giga era boier. ODC sau DC++. Înaintea torentelor exista o altă metodă de a descărca conținut perfect legal, ODC sau DC++. Era o aplicație unde puteai să te înscrii pe diverse hub-uri și să dai share la anumite fișiere pe care apoi le puteau descărca alții, în timp ce tu puteai descărca fișierele share-uite de ei. Locul perfect pentru tot felul de virus, filme, poze interesante, dar și conversații de pe Yahoo Messenger. Și că tot am amintit de el, hai să vorbim puțin de Yahoo Messenger. Yahoo Messenger a fost cel mai popular program de chat al anilor 2000, cel puțin în România. Din păcate, marea lui problemă era securitatea, fiind foarte ușor pentru orice gigel să-ți dea flood sau chiar să schimbe statusul. A dispărut în 2016 și nimeni nu pare să-i ducă lipsa. Copiii din ziua de azi nu știu cum era să dai buzna. Nero, și nu vorbesc despre împăratul Nero, era un program de scris CD-uri și DVD-uri. Venea la pachet gratuit cu majoritatea unităților DVD Writer. Eu sunt unul dintre cei care au avut o colecție vastă de CD-uri și DVD-uri, căci era vremea când făceam schimb de tot felul de jocuri și programe pe CD sau DVD. Acum avem stick-urile, dar și ele se duc. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Windows Movie Maker, programul cu care orice YouTuber care se respectă a început treaba. Era un editor video inclus în Windows XP și cu care puteai face filmulețe basic. Dacă te uitați la ele, nu arată foarte bine, dar atunci erau ceva extraordinar și făceau milioane de views.